Victor, îți mulțumim. Acum câțiva ani și-a pus piatră scumpă în dinte. Astăzi s-a dus să o schimbe. Lângă interpretul Vlad Codreanu se află Iuliana Maranciuc. Iuliana, bună ziua! Te salut, Anișoara, salutare tuturor! Astăzi vom participa la o operație foarte complicată la care este nevoie de mai mulți specialiști și anume o operație lui Vlad Codreanu. Să vedem ce facem astăzi. Salut, el nu poate să vorbească acum. Am glumit, nu-i facem nicio operație, îi schimbăm diamantul. Avea un diamant în dinte și îi schimbăm. Și-l avem alături de noi pe domn doctor Cornel Cazacu. Vă salut! Bună ziua! Ce facem aici? Schimbăm pietricica din dintele lui Vlad. Așa. A fost un diamant. Așa. Acum am hotărât să-l schimbăm pe o pietricică Swarovski. Așa. Deci noi am înlăturat diamantul vechi. Am curățit suprafața dintelui, am prelucrat-o, am curățit-o, am aplicat un adeziv special și acum merge însăși procesul de fixare pentru celii noi. Pentru a fixa nu avem nevoie să facem gaură? Nu. La moment, tehnologiile moderne ne permit ca să fixăm pietricica de dinte fără a atinge dintele, adică nu-l prelucrăm nici într-un fel. Așa, și fără durere, fără mari greutăți? Durere, fără anestezie, fără... Nu am nevoie de... Nu. Noi deja am finisat fără ea. Ați finisat. Putem să ne uităm mai aproape cum arată diamantul? Da, da. Gata, Vlad, poate vorbi? Da. Poți vorbi? Haideți să lăsăm să-și revină. El râde. El astăzi a stat aici la stomatolog și a râs. Da, 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 poți. Puteți să ne mai spuneți această procedură. Putem să o facem, adică sunt contraindicații? Contraindicații sunt doar afecțiunile dintelui. Dacă dintele este sănătos, nu avem contraindicații. Așa, și dacă, cât de des vin clienții? Să-și pună... Un diamant. Este o tendință în stomatologie estetică de mai mulți ani. La moment, persoanele care doresc să evidențieze zâmbetul sănătos și frumos, acelea persoane vin. Așa, vă mulțumesc tare mult și face și Vlad poze. Cum te simți? Mă simt foarte bine. Așa. Când a făcut chestia asta, m-am speriat. Așa, care are, face zgomot. Da, da, da. Pentru că nu-mi place la stomatolog, dar astăzi... De dragul vostru, am schimbat și diamantul. Aveai chiar diamant? Da. Câte carate avea? Nu știu. Stai și... că nu știu asta nou. Și acum ai Swarovski. Da, acum e Swarovski. Da. Și cum te simți? Ok, dar un pic deranjează, dar totul va fi ok. Da, când l-ai scos, ai spus că simți că nu mai e diamant. Da. Când l-am scos, am zis că, băi, uite, trebuie să fac repede o poză, în special pentru Anișoara. Se arată Anișoarei. Da. Când ți-ai făcut prima dată această schimbare? Cu vreo 10-12 ani în urmă. Asta a fost o solicitare a părinților, ei au vrut și... De ce? Că au vrut... Și... Păi care a fost argumentul? Sau doar ca să ai un zâmbet frumos? Ca să fie un zâmbet frumos. Așa, vreau să arăți și celor de acasă zâmbetul tău cu diamantul, adică cu Swarovski. Dar cum crezi, care e mai bine, Swarovski sau diamantul ce ai? Nu știu, încă nu m-am uitat în oglindă să văd cum arată asta. Arată bine, nu știu. Da, este mai strălucitor. Super. Acum când o să zâmbești și soarele îl vei acoperi cu zâmbetul tău. Așa este. Bine, eu vreau să, deci să ne uităm încă o dată, să ne arăți, să zâmbim. Eu nu compar zâmbetul tău al tău cu al meu. Da, data viitoare eu cred că îmi punem și mie. Cam atât de aici. Vlad are un zâmbet mai strălucitor decât până acum. Anișoara, ai legătura. Iuliana, îți mulțumesc.